Ne dorim să fim sănătoși. Vrem să aflăm cum să ne menținem sănătatea, cum să ne păstrăm sănătatea. Și cum în ultima vreme se vorbește firesc din ce în ce mai mult despre imunitate, vrem să aflăm ce este sistemul imunitar și cum îl putem întări. Pentru aceasta am stat de vorbă cu domnul dr. Ștefan Stângaciu, medic apifitoterapeut pe care îl găsiți la cabinetul domniei sale din Mereni, foarte aproape de București și care, în același timp, este și președintele Societății Române de Apiterapie. Așadar, vă invităm să urmăriți serialul nostru pe care l-am realizat împreună cu domnul dr. Ștefan Stângaciu și în care puteți afla mai multe despre remediile apifitoterapeutice care ne pot susține sănătatea. În situația în care o populație, oricare ar fi ea, ajunge într-o pandemie sau într-o epidemie, în general autoritățile se gândesc la ce virus sau ce bacterie sau ce element este acela care atacă și este normal și logic să fie distrus cât mai repede acest element sau neutralizat, dar în același timp trebuie să ne gândim că pentru a lupta contra acestor bacterii sau microorganisme care dau boli, sunt patogene, este important sistemul imunitar. Acum, să explicăm așa în termeni foarte simpli. Sistemul imunitar este ca un fel de armată proprie care luptă cu invadatorii. Acest sistem imunitar, această armată, în primul rând, trebuie să fie suficient de numeroasă și trebuie să ne gândim unde se produc acești soldați. În corpul nostru, leucocitele, care sunt principalul element al imunității, se produc în măduva osoasă. Măduva osoasă roșie, aceea se mai cheamă hematogenă, și care este la capătul oaselor mari, în general. Da? Bun, și primul lucru care trebuie să ne gândim este acela cum să ajutăm producția acestor leucocite. Ce-i trebuie măduvei hematogene ca să creeze leucocite de foarte bună calitate. Și aici sunt din nou o serie întreagă de factori, elemente dintre astea, care sunt foarte importante. Primul și cel mai important lucru este calitatea sângelui care vine acolo la oase. Deci nu trebuie să fie un sânge care să fie cu alcool, cu tutun, cu zahăr, cu dulciuri, cu gluten. Atenție, glutenul este o substanță care este foarte lipicioasă și care poate să blocheze chiar și capilarele acelea foarte fine. Deci trebuie sângele să fie curat, să fie bine oxigenat, să fie cald, suficient de cald și mai ales cald împreună merge foarte, foarte bine cu fluid. Deci dacă degeaba mănânc mâncare suficientă, dar mâncarea este de slabă calitate, cum spune și domnul profesor Mejnikovski, dacă este o alimentație de asta care îngroașe sângele, sau dacă pacientul sau persoana respectivă nu bea apă destulă sau bea multă cafea și se deshidratează, deci orice lucru care afectează fluiditatea va afecta și aprovizionarea aici la măduva hematogenă, cu sânge curat și atunci nu poate să funcționeze acea fabrică. Da? Deci e foarte simplu, foarte logic. După ce s-au produs aceste leucocite la nivelul măduvei hematogene, ele ajung în sânge și trebuie să fie specializate. Și ajung în tot soiul de școli, exact ca soldații noștri sau ofițerii care merg la școală, întâi la Academie Militară, la Licee Militară și așa mai departe, și se specializează. Se vorbește, într-adevăr, din ce în ce mai mult despre microbiom, despre microbiota umană. Haideți să vedem care este legătura între sistemul imunitar și microbiomul intestinal, flora digestivă, despre care aflăm în ultima vreme aproape zilnic cât de importantă este și aflăm lucruri pe care până nu de mult nu le știam. Există un element care este foarte interesant și care se întâmplă la nivelul intestinului gros, acolo unde este acea floră utilă, acel microbiom de care vorbesc foarte mulți specialiști în ultima vreme și care se întâmplă cam în felul următor. Acolo în intestinul gros sunt miliarde de bacterii diferite. Și cum se întâmplă? Intestinul gros sănătos permite să treacă prin mucoasă către corp în interiore încoace, să treacă bacterii, dar nu le lasă să treacă complet. Numai le prinde aici, într-un fel de clește. Da? Și atunci bacteria respectivă este expusă și vin acești soldăței care sunt la început, învață elevii de la liceele militare, așa se spune, și vin și pipăie această bacterie, o miros, o verifică, ia să vedem cum arată bacteria asta, ce e cu ea, ce arme are, unde sunt pericolele de la ea.
Și atunci este un proces de învățare care este continuu și care trebuie făcut cu toate aceste tipuri de bacterii diferite. Da? Și atunci, dacă acest microbiom, această floră intestinală utilă, este sănătoasă, este bine hrănită, sunt multe vitamine, sunt multe probiotice sau prebiotice, așa, atunci flora asta intestinală este puternică și poate să ajute foarte mult sistemul imunitar în acest proces de învățare. Sistemul nostru imunitar se confruntă cu bacterii bune sau rele și el trebuie să deceleze între ele, trebuie să le recunoască ca atare. Care sunt bune, care sunt rele, pentru ca să știe cum să reacționeze. Se întâlnește cu virus, cu fungi și câte și mai câte. Și de fiecare dată el trebuie să știe cum să reacționeze. Tocmai de aceea ne punem întrebarea cum sistemul nostru imunitar poate să învețe și cum poate să reacționeze la toate aceste întâlniri cu elemente pe care poate le cunoaște, dar și cu elemente noi, necunoscute. În intestinul gros sunt două tipuri de bacterii mari. Să zicem, sunt bacteriile acelea bune, sunt, se spune, lactobacilii, dar sunt multe alte clase, și sunt bacteriile nocive. Dacă sunt bacteriile nocive sunt în număr prea mare, atunci pot să chiar să omoare respectiva persoană. De exemplu, cum este Clostridium difficile, este o bacterie foarte periculoasă. Deci trebuie să am cât mai multe din bacteriile astea sănătoase ca să umple spațiul. Și dacă este chiar și fizic, la modul fizic, fiind cât mai multe, aceste bacterii rele n-au unde să se mulțească, n-au loc. Da? Și aceste bacterii rele sunt prezentate. Bineînțeles că sunt prezentate și alea utile, care sunt bune, dar acestea nu pun probleme sistemului imunitar, pentru că sistemul imunitar știe că astea sunt bacteriile noastre prietenoase, care ne ajută, care procesează hrana, care scot vitamine de acolo, creează tot soiul de lucruri care sunt utile corpului nostru. Aici este frumusețea. Deci dacă am un sistem imunitar care este foarte bine antrenat și educat, el știe aproape toate tipurile de bacterii sau de virus sau de ciuperci microscopice pentru că s-a confruntat cu ele de-a lungul a milioane de ani de evoluție. Pentru că această informație trece din tată în fiu, din mamă în fiică, deci toți strămoșii noștri au intrat în contact cu enorm de multe bacterii de-a lungul evoluției. Și această informație se transmite de la mamă la copil, să spunem, da? Și lucrul este în felul următor. Chiar dacă apare un virus diferit, cum este acest virus, SARS-CoV-2, el nu este ceva care este complet nou. Deci are o structură, cum sunt și ceilalți virus de tip coronavirus, dar sunt câteva chestii modificate, cum sunt acele spike, proteine spike, sau aici, niște mici modificări. Pot să fie și chiar mai mari modificări, dar nu sunt complet schimbate. Și atunci, pentru această armată de apărare, ei văd, a apărut un nou terorist, da? Care are o armă nouă așa. Dar uite, totuși e tot un terorist. Care sunt punctele lui slabe? Asta. Și atunci, ca să facem iarăși o comparație între sistemul imunitar, între aceste limfocite de tip T, care au memoria asta uriașă, imaginați-vă cum ar fi o celulă dintre asta care are informațiile de la toată Biblioteca Națională. Toate cărțile care s-au scris în România sunt cunoscute ca informații în acest sistem. Acele limfocite care produc anticorpi și aceia sunt foarte importanți pentru că pot să blocheze virusii, dar anticorpul este ca un fel de glonte care ai tras. Tragi așa și poți să omori acel virus dacă este în exteriorul celulelor. Dar dacă virusul a pătruns în celule și acolo e problema principală, pentru că acolo se mulțește și distruge celula. Gloanțele astea care... E ca și cum aș trage cu gloanțe pe lângă clădiri. Trag prin aer așa. Dacă a intrat teroristul în clădire unde este împăratul sau regele sau așa, poți să trag cu zeci de milioane de gloanțe că nu o să omoră acel terorist care a intrat în clădire. Deci, ca să distrug acești viruși care au intrat deja în celulă, doar limfocitele T pot să facă acest lucru. Și foarte frumos spunea domnul profesor Virgil Păunescu de la Timișoara, o comparație foarte interesantă, spunea că aceste limfocite T se plimbă peste tot. Sunt ca și jandarmii de zonă, de teritoriu, se spune, care tot timpul sunt atenți să nu apară un hoț, să nu apară cineva. Poliția locală, așa. Și când ele simt că o celulă dintre asta a fost contaminată sau a fost infectată,
vin în zona asta și pipăie acele celule. Deci spunea că pipăie celulele, dar putem să spunem că miros celulele. Pentru că o celulă care este atacată de virus este ca un om care este atacat de un hoț, care urlă, țipă, care dă tot soi de semnale și celulele emit niște substanțe dintre astea care spun celorlalte celule, uite, sunt atacată de un virus. Și aceste limfocite care vin de în zonă din teritoriu simt că este ceva în neregulă și ele când vin distrug complet celula. Deci o distrug complet, efectiv topesc complet, macină, toacă mărunt, tot ce este acolo, inclusiv virus. Nu scapă nimic de aici. Da? Dar limfocitul ăsta, când simte mirosul că este un virus acolo, el știe din memoria ancestrală, din moș strămoș, că a fost expus de-a lungul timpului, toți am fost expuși la coronavirusuri, știe și cum să distrugă acel virus, pentru că îi cunoaște ce fel de formă are. Da? Și atunci, imunitatea naturală, câștigată de-a lungul timpului, este mult mai puternică decât imunitatea prin anticorpi. Amândouă sunt utile, dar asta celulară este mult mai importantă. Și acum sunt studii, am primit de curând un studiu care adună 106 studii medicale de top, adică peer-reviewed, adică revizuite de specialiști, 106 studii care confirmă că imunitatea asta celulară este extrem de importantă. Și haideți să aflăm cum ne putem întări sistemul imunitar, cum ne putem crește imunitatea naturală a organismului nostru, pentru că, înainte de toate, acest lucru ne interesează, nu? De exemplu, leucocitele au nevoie de foarte multă vitamina C. Dacă eu mănânc numai mâncare de asta fiartă și conservată și rafinată și nu am vitamina C destulă, sau pierd vitamina C pentru că fumez foarte mult sau stau într-un mediu poluat, unde este poluare, în orașe, de exemplu. Dacă ne uităm la pandemia care a început, orașele mari din lume care au fost foarte poluate, acolo au fost victimele maxime. Deci Wuhanul din China, New Yorkul, Lombardia, toate orașele poluate și acum la noi în România, Bucureștiul are cele mai multe probleme prin poluare. Pentru că poluarea intră în interior și afectează și sistemul imunitar și zgârie interiorul plămânilor și atunci virusul intră foarte ușor. Deci acest sistem imunitar, aceste leucocite, au nevoie de foarte multă vitamina C, au nevoie de vitamina D, au nevoie de magneziu, care este un fel de energizant general al corpului foarte, foarte bun, au nevoie de zinc și de o serie întreagă de alte vitamine care susțin funcționarea întregului organism. Că aici trebuie văzut nu numai să ajut sistemul imunitar el ca atare, dar trebuie să mă gândesc cine îl ajută pe sistemul imunitar. Și aici sunt toate celelalte sisteme din corp, respirator, cardiovascular, rinichi, ficatul, toate sistemele din corp ajută direct sau indirect sistemul imunitar. Deci, practic, toate celulele din corp trebuie să fie fericite, să aibă tot ce le trebuie. Și asta înseamnă așa, hrană foarte bună, hrană care este ușoară, hrană de bebeluș, cum spun eu, deci o hrană care se digeră foarte ușor, care nu fură energia corpului. După aceea o hrană foarte tânără, adică din alimente care sunt tinere, care sunt foarte mici, care sunt cu substanțe foarte curate. Da? După aceea am nevoie să fie o protecție foarte bună a corpului, deci în perioada asta nu mai fac pe eroul și mă duc eu și mă fac tot soiul de excese dintre astea. Deci am o nevoie de o protecție generală și fizică și chimică și biologică și psihoemoțională. Deci nu mă expun, nu mai cert cu vecinii și cu șefii și cu nu știu ce. Bun. Pe lângă protecție am nevoie de foarte mult aer curat. Pentru mai multe informații despre sănătate și imunitate, vă invităm să urmăriți și în continuare Arena Sănătății. Este o emisiune a canalului ACC Media Channel. Vă invităm așadar să intrați pe accmediachannel.ro, unde găsiți toate emisiunile noastre împreună cu transcripturile lor. Sunt emisiuni pe care le realizăm cu mare drag și implicare, cu cei mai buni specialiști din domeniile lor de activitate. Vă mulțumim tare mult că ne urmăriți și, bineînțeles, vă invităm să vă abonați și la canalul nostru de YouTube și să dați like și paginii noastre de Facebook. Promitem că din emisiunile noastre aveți ce aflați.